Mihai Vulpe, cunoscut sub numele de scenă Baciu, a ajuns în atenția opiniei publice datorită felului în care îl interpretează pe marele Elvis Presley. Tânărul artist a făcut furor chiar la renumitul show de televiziune România au talent. Baciu l-a imitat pe regele rock-n-roll-ul lui nu doar la România au talent, ci și în multe alte emisiuni TV, fiind considerat imitator profesionist al lui Elvis. Mihai Vulpe va împărți de astăzi cariera de artist cu cea de edil. El a depus jurământul în ședința Consiliului Municipal și reprezintă partidul lui Dan Diaconescu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Jiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Proaspătul consilier și-a propus ca în mandatul său să-i sprijine pe tineri și nu numai. El recunoaște că a ajuns aici datorită unei conjuncturi, deși inițial anunțase că părăsește partidul, în semn de solidaritate cu colegii săi demisionari. Mi-am anunțat demisia într-o discuție particulară cu domnul Pecingină. O parte a presei a spus acest lucru, cum că și eu am spus acest lucru în fața presei. A fost o discuție particulară și cred că a fost un moment în care eu am fost sincer. Puteam să nu recunosc, să spun că n-am nimic, am recunoscut, dar n-a fost în fața presei, a fost o discuție particulară, dar toate lucrurile s-au rezolvat și eu cred că trebuie să ne gândim la ce putem face de acum încolo. Printre cei care au ajuns recent reprezentanți de seama ai poporului, deși nu se pricep la administrație, se numără și alții. Consilierii județeni Robert Filip, fiul primarului din Rovinar, sau Niculina Mocioi, fostă jurnalistă, sunt doar câteva exemple.